Denumită Salonul de Toamnă al Literaturii Giurgiuvene, acțiunea de vinerea trecută de la Biblioteca Județeană Basarabescu din Giurgiu a prilejuit lansarea a 3 cărți, printre care și cea a lui Tudor Rădan, Parfumul Florilor de Crin. Lucrarea, în 2 volume, este, în opinia cunoscutului profesor, om de presă și director al bibliotecii, Dan Mucenic, o operă scrisă de un scriitor care știe să construiască romane, iar autorul, Tudor Rădan, este, mai spune Mucenic, un prozator din linia clasică a lui Slavici. Dar despre modul în care și-a ales perioada pentru construcția romanului său lansat vineri, autorul precizează. Când mi-am pus în gând să scriu această carte, mi-am făcut o listă cu personajele și nu eram hotărât dacă trebuie să încep acțiunea înainte de al doilea război mondial sau după terminarea războiului. Și am ales să încep cu viața țăranului din perioada interbelică. Parfumul Florilor de Crin, ne mai spune autorul, este un roman cu personaje reale. Eroii principali au fost personaje reale. Unul dintre ei, i-am dat numele corect, Vasile, a venit atât de mutilat, mai ales moral, încât practic lumea l-a considerat nebun. Dar nu era nebun, pentru că suferise de vreo boală, ci de vorbește el și demonstrează unui medic de ce a ajuns în această situație. Să reamintim la final că vinerea trecută s-a mai lansat volumul de versuri al lui Ionel Muscalu intitulat Poeme din luna îngerului risipitor, dar și cartea pe probleme din lumea sportului prin fumul petardelor aparținând lui Dan Claudiu Tănăsescu.